Sunteți împăcată că ați făcut sau că ați încercat să faceți tot ce putea... Da. Sunt foarte împăcată. Extrem de împăcată. Pentru că era foarte limpede încotro se îndreaptă, dar am fost foarte mulțumită că am reușit totuși 9 ani de zile să-i prelungesc viața. Bineînțeles că mi-am lăsat serviciu și am avut grijă de el și asta iarăși a fost destul de greu, că a pierdut un venit important din casă. Da. Având în vedere și credite pe care le avem și l-aveam luat pentru construcția casei de la Mare. Eforie de aici, da? N-a fost ușor. Și dacă ați pomenit de casa de la Eforie, spuneați că aveți ceva în plan cu ea. Da, aș vrea să o transform în casă memorială. Asta ar fi o idee, alta ar fi ceva pe social, combinat, o chestie combinată și să vedem cum sper să-mi ajute Dumnezeu să realizez ce mi-am propus. Deși sufletul meu este la București, că acolo este el, va trebui să mă duc acum de 2 ani să facem sfințirea iarăși și copiii sunt acolo, nu? Mama e aici. Dar ați avut momente în care v-ați gândit să renunțați, să o vindeți? Da. Atunci când vreau pentru tratamentele lui Leo, da. Da. Erau foarte scumpe. M-a avut o pusă, da, la vânzare și... Mă rog, n-a fost să fie. Oricum, acolo e sufletelul lui Leo de ani. Nu vreau. Eu n-am vrut niciodată să o vând. În fiecare seară îi spun să vină să mă ia când mi-a venit ceasul și îl rog frumos să mă caute dacă nu va fi el trimis și să... Primul nostru gând ne va regăsi plângând, deci mă voi întoarce. Practic l-am transformat în faza în care, dincolo, când vom pleca, chiar se va întoarce, nu? Adică chiar ne vom întâlni, ne vom regăsi.